Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară FCSB a fost eliminată din Europa după 0-2 cu Slovan Liberec. Un meci foarte, foarte dificil și foarte delicat pentru echipa finanțată de George Becali. Cu 20 de cazuri de coronavirus, FCSB a încercat să cârpească o echipă, a adus și niște jucători. Înainte de acest meci, doi de la Hermannstadt a sărit în ajutorul finanțatorului FCSB, Ana Maria Prodan Regecamp, cu doi jucători, Caiado și Karanovic. Unul s-a accidentat chiar în startul meciului. FCSB, cu un om în minus, încă din prima repriză a pierdut din două cornere, din două faze fixe. Părăsește Europa o lovitură importantă din punct de vedere financiar pentru George Becali. În timp ce CFR Cluj a arătat ca o echipă solidă, o echipă fără probleme medicale, care a învins în deplasare în Suedia cu 1-0 și merge mai departe în play-off-ul Europa League. Vom discuta în această dimineață un pic despre meciurile europene de aseară, însă în dimineața asta mergem în premieră pentru GSP Live în Bosnia, mergem la Sarajevo, acolo unde vom discuta în această dimineață cu un tip care la mijlocul anilor 2000 devenea cel mai jucătorul străin cu cele mai multe meciuri în Liga 1. Ulterior recordul său a fost doborât, au fost jucători străini în Liga 1 care au venit și au jucat mai multe meciuri decât el, însă la momentul respectiv, jumătatea anilor 2000, pe când juca la Craiova, după aceea a jucat la Dinamo un pic, după aia la Argeș și la Pandurii, Adnan Guso, portarul Adnan Guso, era cel mai jucătorul străin cu cele mai multe meciuri. Mergem în această dimineață, spuneam, la Sarajevo, în Bosnia și discutăm cu Adnan Guso, căruia îi mulțumim pentru amabilitatea de a sta de vorbă cu noi. E ora 8 la Sarajevo, trebuie să meargă, are multe treburi Adnan Guso în acest moment. Bună dimineața, Adnan! Bună dimineața! Mulțumesc mult de tot pentru că ai acceptat invitația noastră. Cu plăcere să am la programul vostru. Da, zi-mi o chestie. E Guso sau Gușo? Gușo. Gușo, pentru că are acea căciulă pe S. Are da, semn. Asta, la noi e da. Asta și S și C. Da. Și avem multe. Ce faci tu acum? Cum e viața ta la cât? 44, nu? Faci 45. Faci 45 anul ăsta. Da. Viața merge ușor. Cu familia mea am două fețe care se duce la școală. Da. Acum asta, perioada de corona, e mai dificil. Asta mai mică se duce, o săptămână se duce la școală, o săptămână face online. Asta mai mare, tot timpul e la online. Și să acum, ca să spunem, viața se schimbă cu timpul ăsta de corona. Dar eu ce fac, asta ce făcut și toată viața mea cu fotbal. Așa. Dar zi-mi dacă Bosnia, cum a fost? Bosnia afectată de coronavirus? Puternic? Sunt cazuri multe? Cum e? Nu, la început nu au fost cazuri multe. După ce ce asta mai puțin se lasă, oamenii se duce la școală, la muncă, la asta, puțin crescut. Da. Acum avem aproape de 300 de persoane pe zi care sunt afectate de coronavirus. Da, 300 de persoane pe zi. În România sunt mult mai multe, da, dar Bosnia e o țară mică totuși. Mai mică și asta ce vreau să spunem, a auzit și văzut ieri pentru Steaua că a avut asta o situația cu corona și noi la Jedinice a se dus la Israel, la fel să jocăm cu Maccabi, da. Haifa și a avut aici 5 jucători cu corona, se dus acolo și acolo a făcut testuri și acolo încă 5 jucători au avut corona. Okay. Și direct după o noapte se dus înapoi. Asta a spus ministra de sănătate din Israel. Da. Și noi stăm aici la izolația da. De 10 zile. Și după 10 zile ea se dus la meciul, la Haifa să joace. Și au jucat până la urmă? Sau urmează? Au jucat și pierdut 3-1 la meciul. Bine, nu a făcut antrenament de 10 zile. A făcut antrenamente 3 zile da. Și s-a dus da. Să joci meci oficial. Cum vezi?
E greu situația. Dar spune-mi cum te descurci tu. Știu că ai o școală de fotbal, antrenezi portari. Cum te descurci tu în condițiile astea? Cum îți merge școala? Adică mai vin copiii, îi lasă părinții, au încredere? Cum e? Da, aveți asta tot ce trebuie să fie pentru distanța, pentru să faci antrenamente bine. Antrenamente cu portari se pot face distanța între și copii și antrenorii și e mai ușor să faci asta antrenamente. Școala merge bine. Avem antrenamente fiecare zi, avem față antrenorii de portari care lucrează și până acum e totul bine. Ai vreun copil care... De când ai tu școala? Din ce an nu ai? De când ai înființat? Am 6 ani. Deci din 2014. Ai vreun copil care simți că o să facă pasul în fotbalul mare, dar mare, adică... Unul s-a dus la Dinamo Zagreb și semnat și contractul anul ăsta. Ok. Prima echipă de Dinamo Zagreb. Am aici din Železnicea, din Sarajevo, am portari de națională, de 15 ani, de 17 ani, merge bine. Avem destul de bine portat. În afară de școală, ce mai faci? Ce mai faci tu acum? Sunt antrenor de Železnicea, de Sarajevo, aici echipa de prima divizia. Suntem pe locul 2 acum în campionat. E clubul tău de suflet, nu? Zeleznicea. Da, unde sunt eu de 8 ani, unde s-a dus și s-a făcut toată viața mea și sunt acum acolo. Altceva, sunt puțin aici, să spunem, în politica, sunt aici. Cum? Dar de ce în politică? De ce ai vrut să intri în politică? Înțeleg că ești un fel de consiliu județean sau consiliu local, nu? Cam așa, ești consilier local în Sarajevo. Da. Sunt, uite, a venit asta mai mult bătân oamenii care face politica și venit o pleada de oameni care sunt tineri și vor să ceva schimbe. Și noi aici, la nivelul local, am făcut mai mult, schimbat și făcut lucruri foarte bune, foarte bine pentru și sport, am făcut și centre de sport și de școală, din școală și asta. Ultime 8 ani și lumea asta a văzut și lumea spune că lucra multă e făcută ultimul 8 ani. Și pentru asta a intrat. Eu mai mult pentru sport. Dar de când ești în politică? De când ești intrat? Din ultima 8 ani. 8 ani? Deci deja, aha. Deci ești în politică de mai mult decât de când ai școala de... Două mandat. Da, deci deja ești veteran în politică, 8 ani. Sunt veteran, eu spunem, sunt mai mult pentru sport și eu spunem, făcut multe la sporturi unde făcut și terenuri de fotbal, de basket, de voleibol, centru de atletică și asta tot. Asta nu fost înainte. Dar vezi tu că politicienii peste tot în lume, nu doar în Bosnia, nu în România, sunt priviți totuși așa ca niște... tip care intră, sunt oportuniști, intră în politică să facă bani, să profite, să-și facă relații. Uite, eu am făcut bani înainte din politică și eu tot ce câștigat eu am înainte din intrat din politică. Aici la noi are un timp din corupție care fiecare an face ce câștigat, ce bani ai și asta îți face conturi, se controlezi și asta. Și la noi e mai greu să faci așa ceva, să intri și să poți câștigi așa banii din politică. Știi de ce te întreb și vorbesc un pic mai mult despre subiectul ăsta? Pentru că înainte să discutăm în dimineața asta, am intrat pe Wikipedia și am citit despre războiul bosniac, început în 92 și terminat în 95. Un război care, practic, citind, observam din nou că e cumva declanșat din rațiuni, ok, etnice, dar în special întreținut de politicieni. De la Washington, din toate părțile lumii ăsteia. Politicienii cumva întețeau flacăra războiului. Și e un război care ți-a lovit țara puternic. Câți ani aveai când a început războiul? 17, nu? 16 jumate, 17. Citeam unde... Știu că e un subiect despre care ai preferat să nu vorbești foarte mult de-a lungul timpului, însă... Da, nu vorbesc.
acum am mai mult prieteni din croații, din sârbi și tot ce spune cineva pot să intre și să spune a spus asta, a spus asta și mai mult noi aici nu vor să vorbim pentru asta. Ok, deci practic încercați să-i menajați pe ceilalți cu care locuiți, sârbi, croați, nevorbind despre, nedeschizând subiectul ăsta. Uite, aici, la seara, înainte de rad, voi a fost 100.000 de oameni din sârbi, care, da, pe început rad, voi a plecat mai mult, a rămas poate 20.000. Da. Și acum unii s-au întors, alții nu. Și noi aici, la seara, au făcut tot ce se pot să asta oamenii care rămas să fiu bine tratati și asta. Citeam undeva într-un interviu pe care l-ai dat în Serbia că erați, când a început războiul, erați la o școală, Alija Aligić sau ceva de genul ăsta. De Aligić și a făcut antrenamente acolo. Făceați antrenamente într-o sală mică, nu? În timp ce războiul mergea afară, voi erați cumva erați în școală, blocați în școală cumva. Da, noi se dus la tot timpul. Zi că nu au fost mai multe de granate și să nu aude mai multe detonații, noi se ducem la școală, se facem antrenamente acolo. Sala mică de școală, acolo făcut 2 ani antrenamente. După 2 ani pot să ieșim ușor la afară. Aha. Și în ăștia, stai puțin, în ăștia 2 ani... Altundeva poți să faci primul 2 ani antrenamente, tot timpul era fost aici aproape de. Dar asta se întâmpla în Sarajevo, nu? Era undeva în Sarajevo? Asta mai mult în Sarajevo, are și celălalt oraș unde la fel. Bine, Sarajevo a fost, nu poți să ieși 4 ani din Sarajevo, a fost înconjurat de sârbi, nu? De forțele sârbe, da. A fost asediat, da. Da, și o singură ieșire a fost un tunel care a fost sub pista de aerodrom. Sub pista de ce? De? Aerodrom, airport. Așa, și prin tunelul ăla se ieșea în afara orașului. Afara de oraș, lungimea a fost aproape de 800 de metri și acum e acolo și muzeul și asta. Eu am fost onorat când președint de Pandurii Târgu Jiu, domnul Fondescu, a fost aici la mine la vizita la Sarajevo, domnul Tănălescu, la antrenor Vali, deportarii fost din Pandurii. A fost aici și domnul Condescu, când a auzit de tunelul și asta, vor să duce acolo să vede. Bine, el este miner și place să vede asta, cum a făcut asta tunelul. Și a fost acolo la vizită și a văzut și ce s-a făcut. Și asta nu e mare tunelul, e mic, amar, pentru Sarajevo a fost viață. Dar vreau să te întreb o chestie, că mi se pare fascinant că în timp ce războiul era în toi în toată Bosnia, se juca fotbal. Am citit că voi jucați fotbal la un moment dat. În ultimul, în cred că pe final, nu, de război, se juca deja o competiție, nu? Se juca pe anul 94, orașul Zenica, care a fost nu afectat mai mult de război, a fost asta linie de război, a fost departe și acolo să putut să faci asta. Și din toate regiile din Bosnia care putut să ajunge acolo, a ajuns 8 echipe și să a jucat finala, așa se spune, finala de competiție. Înțeleg că ați mers acolo cu camionul tatălui tău. Ați ajuns la competiție, nu? Nu, tatăl meu se aici pe oraș. El a fost la firma care a răcit tot războiul și el vine aici la noi și se duce în antrenament și se duce înapoi. Și la asta, campionat, s-a dus cu camionetul, am nu putut, trebuie să prima să ieșim din tunel, așa. Acolo așteptă autocar sau camion și se ducem cu ei la meci. Dar citeam, fii atent, am citit o chestie care m-a impresionat foarte tare și aș vrea dacă poți să ne povestești. Înțeleg că ai jucat un meci, o finală de cupă la turneul ăsta, în timpul căreia, nu știu dacă în Sarajevo sau la Zenica, în Sarajevo, în timpul căreia lunetiștii sârbi au început să tragă asupra stadionului. Da, a început să trage pe terenul unde noi jocați Zenica și Sarajevo, două echipe din Sarajevo, finală cupa. Și a început să trage, bine, eu am fost la porta unde
a fost, nu a putut să trage și eu rămas acolo. Celălalt jucător a stat și asta s-a dus repede pe vestiare sau a avut lângă terenul, are și acum acolo, acolo canali, da, unde se duce să nu fie afectat. Normal. Împușcați. Nu, să nu fie omorat. Da. Și a rămas toată viața noi care am jucat și acum asta se spune Sarajevo. Dar asta se întâmpla în timp ce jucați, nu? În timp ce se juca meciul? Da, meciul final. Wow. E aproape de linia de război și noi crezut că nu se fie, a văzut să fie și meci și tot. Asta e fost. Dar cum ați ieșit din stadion după meci? A ieșit normal. Noi suntem obișnuiți și dacă trage și dacă se aude și detonația și granata, după 2-3 ani se obișnuiți în lumea. Da. Și da. Asta e, fiecare zi e nouă zi, nouă viață, dacă nu știu cum se zice acum, rămânește. Da, practic, fiecare zi era un început de viață pentru voi, pentru că scăpaserăți de încă o zi de război. Da, nu se știe dacă ajunge până la doua zi, dacă ești viața sau nu. Da. Adnan, o ultimă întrebare am și închid subiectul ăsta. Știu că e un subiect totuși delicat. Am citit însă că în ultimele luni de război erai în armată. Cred că erai în termen. Trebuia să mergi în armată pentru că așa era pe vremea aia. În toată zona asta fost sovietică, tinerii mergeau în armată la 18 ani, nu? Cam așa era. Da. Și știu că ai fost recrutat, nu? Ai fost recrutat exact atunci, în 95? Da, ultima an a fost și recrutat și a fost în armată și a făcut în timpul războiului și te-a dus la linia și asta, mă, asta e viața. Pentru asta și nu mi place să vorbește mai mult. Am mai mult prietenii. Am acum și copii din școală, de prieteni care sunt sârbi, care aduce și copii și croatii și acum dacă se vorbește ceva, pentru asta nu faci, nu faci gluma pentru asta. Dar spune-mi o chestie, după ce a trecut perioada asta, ai avut momente, de exemplu, asta e o chestie care se întâmpla și s-a întâmplat de-a lungul istoriei lumii ăsteia. Oamenii care mergeau la război și asistau la ce se întâmpla în război au avut probleme după întoarcerea acasă, serile, mulți nu puteau să doarmă, aveau coșmaruri. Ți s-a întâmplat chestia asta după război? Nu mi s-a întâmplat. Am văzut mai mult morții și copii și asta, dacă se obișnuiesc la ceva. Și eu nu pot să a afectat cum poate celălalt oameni. Eu am văzut și ajutat și mort să se duce la spital și asta ranit și asta grave ranit. Nu avut așa ceva mai mult. Asta la PTSP, se la noi spune aici, asta sindromul. Da. Dar eu scapat cu bine. Bun. Ieșim din zona asta. Vreau să te întreb cum ai ajuns în România în 2002. Știu că fusese în Turcia, unde trebuia să-l înlocuiești pe Prunea la Erzurum, nu? A fost și incluit. Prunea a plecat, eu a fost un sezon la Erzurum Sport. Da. După care ai fost la Spartak Moscova. Da. Acolo e o poveste interesantă. Poți să ne povestești cum ai ajuns la Spartak Moscova și de ce n-ai stat mai mult la Spartak Moscova? Uite, a avut un portar mai prietenul meu, Ristovici, care locuiește la Belgrad și joacă cu Zemun Belgrad. Eu jucat la Sarajevo atunci, la Jezunča. Da. Și el a avut linia de avion direct din Moscova. Da. Și eu se dimineața la 8, eu am avut avionul din Sarajevo, Belgrad, da, Moscova la ora 12. Și el a ajuns primul și a semnat contractul pe 3 ani, eu a dus după el și a semnat contractul pe 6 luni. Deci, practic, rușii așteptau un portar din fosta Iugoslavie. Și a venit, el întâi, după care a ajuns și tu și când te-au văzut și pe tine au zis hai să-i dăm și ăstuia 6 luni de contract. Da, a avut și bine, a avut și el, a avut impresat foarte bun și eu, a avut și asta nu vor să refuză pe impresatul și unul și altul și am doi semnat contract. Dar cum ai ajuns în România? În România a ajuns prietenul meu care a murit a fost foarte bun, prieten cu Roberto Batagalo și Ungureu Ielsei, Peșchi.
și a fost atunci, nu a avut clubul. Și ei spun, dacă vor să duc la România, are club în Craiova, din România. Da. Bine, nu e nicio problemă, să duc să vedem ce se face în cerca. Și asta e impresariul, Roberto Babagallo, din Italia. Roberto Babagallo, da. Impresar italian. Roberto Babagallo, da, și Mogureu, eu sunt din Pitești, mi-a dus. Și prima dată atunci a venit la România, 2003, în iarnă. Cine era? Era Dinel Staicu la echipă, la Craiova? Da, a fost Dinel Staicu, antrenor Sorin Cârțu, antrenor de portare, Silviu Lung, da. Mircea Rimescu, Gigi, antrenor din prima echipă. Cu Papură erai tu destul de apropiat, ai stat, da, în cameră cu Papură. A stat în cameră, da. El știe ceva cuvinte din Serbia, din Bosnia și asta a făcut gluma cu mine și asta cu... Început era mea la România. Deci Papură știa niște cuvinte sârbești? Da, el a avut portarul, jocat din Franța, el a avut portarul din Serbia. Aha. Și cu el s-a imitat ceva cuvinte și știe să spune așa ceva. Aha. Dar cum era? Că el pare așa, în exterior, pare un tip introvertit, un tip chiar un pic ciudat așa pentru publicul din România. Cum e? Ai vreo poveste cu el, vreo amintire cu el? Amuzantă pe care ne-o poți spune în dimineața asta? A, nu, așa, el ies așa ciudată, mai foarte, foarte baia deștept. Da. Nu vorbește, nu vor să vorbește prea mult și asta. El ce spune, vor să spune, se știe ce cuvinte care... Nu vor vorbește prea mult pentru asta. Vor să face și guma și asta, mă... Tot timpul așa este... e foarte serios el, e foarte serios, da. Tot timpul e. Da. Și dacă spune ceva, spune bine. Ah, da? Deci vorbește rar și ce spune aia, da, e. Da, da. Ai văzut că a fost antrenor la Craiova în ultimii 2 ani, chiar a antrenat mult la Craiova. A vorbit cu el, se aude și la telefonul la el și asta. Și a fost un jucător care el a vrut să duce la Craiova, la Matei Rodin, care a fost aici la Jerzicar și asta a jucător vorbit cu mine și asta și îmi spune că se duce. Nu vor avut o fiecare din Perugia, din Italia, se dus la Italia și acum e la polonezi, la Cracovia. A un jucător foarte bun care a jucat aici la noi și Papura vor să aduce la Craiova. Asta când? Acum de curând sau? Acum un an jumătate, așa. Ok. Mai povestește-ne de la Craiova. Știu că a fost o perioadă grea totuși pentru club, cât ai fost tu acolo. Cel puțin în ultimul an a fost grea. Echipa, cred că a și retrogradat, nu? Sau? Da, uite, eu ce la Craiova simțit foarte bine și eu și familia mea acolo trebuie să nasc și fetița mea mai mare, Taira Alina, da? Care a dat și eu numele din România, Alina. Deci o cheamă Alina pe fetița ta mai mare pentru că s-a născut aici, în România. Trebuie să nasc și ultimul, soția se dus la Bosnia și aici a născut. Pentru asta care eu se simțit foarte bine și eu și soția și asta mai mare, fetița are și numele românesc și asta. O perioadă foarte frumoasă, eu nu uitat niciodată și acum tot timpul spunem la Craiova și Elvis Colici că trebuie să dus la Craiova și asta și eu spus o club cu suporterii, cu lumea care iubește clubul asta și eu a făcut și asta acum foarte bine, lucru care face, e atacant foarte bun. Ultima ană s-a făcut multe, aici să spune probleme unde se schimbă antrenorul fiecare săptămână. Pe săptămâna 2 antrenorul se schimbă și asta echipa. Anul trecut terminat pe locul 4, da? Anul următor a fost mare probleme unde retrogradat la sfârșitul sezonului. Da. Dar cine era antrenor când ați retrogradat? Nu mai țin minte acum. O zi
Mircea Rednic, câteva zile vine Balint, câteva zile acum aș fi uitat cine vine. Mai mult antrenori, 4-5 antrenori au fost care sunt atunci s-a schimbat. Da, deja era, cred că venise Mititelul, nu? La club, sau? Și asta, domnul Dino Staicu a vândut pe clubul de domnul Mititelu. După o săptămână, iar se întors domnul Mititelu, domnul Staicu, iar a vândut clubul domnul Mititelu. Și asta, mai multe probleme au fost atunci. Totuși, fanii Craiovei au fost supărați pe tine când ai plecat la Dinamo la finalul sezonului ăluia. Da, bine, toată lumea știe ce însemna Dinamo pentru Craiova și pentru sportivii Craiovei. Noi a dus un pachet de noi 5 jucători, unde au fost Timoți, eu, Leșan, Iordache, Dauda, unde un pachet de vândut pentru echipa de Dinamo. Și asta a fost doiva ora când fac asta. Jucătorii din Craiova au fost și înainte, pentru 11 jucători a plecat cu domnul Nețoi. Și acum s-a dus iar 5 jucători, au noi fost vânduți pentru bani. Da, da, fanii chiar au fost supărați. Ții minte că te-ai întors la un moment dat și ai jucat și ți-au strigat că ești trădător, din câte mi-aduc aminte. Cred că era la Pandurii deja când... Da, asta am jucat la Pandurii și asta a strigat și asta. Asta e viața un jucător de profesionalist. Da. Noi nu e timp de mai mult să joci. Avem asta viața de jucător de 10-15 ani și ce câștigi după. Dacă nu câștigi, ai probleme mai mari. N-ai putut să treci de Gaev la Dinamo. Gaev era atunci titular, din câte mi-aduc aminte. Și n-ai putut să-l scoți din poartă pe Gaev. Deci... Eu ajuns la Gaev, a fost și ceva atunci din Bielorusia. Și a apărat foarte bine, nu putut să scoate. A fost și Cristi Munteanu, care a plăcat. După două zile, săptămâne, a fost și el acolo. Gaev a apărat bine și noi ca și dat atunci cupa și a fost pe locul 2 sau 3 în campionat. E greu să scot portar care apară bine. Da. Apare înainte mine acolo un an, aproape de înainte mine a venit la Dinamo. Știu că ai apărat când? Ai apărat într-un meci din Europa, cred că cu Omonia Nicosia, cred că ai apărat. Da, Omonia acasă și... Încă două, trei meciuri ai apărat, cred că. Da, e campionat. Așa, per total, cum a fost experiența Dinamo pentru tine? A fost foarte bună. Acolo sunt jucătorii, un grup de jucători care a fost foarte buni și prietenii și asta între ei și asta. Și se acomodă foarte, foarte repede cu ei. Și acum spunem peste tot, nu te ducem niciunde, nu văzut așa ceva. Să jucători așa, să fie uniti și să fie... Asta pentru jucătorii care ajung din alte echipe să fiu așa oferit tot, hai să spunem, confortul pentru ei, să simtă bine. Știu că... Și pentru Nicolescu, Balțoi, Anindicu, Tamaș, mai mult. Pe Tamaș știu că la un moment dat te-ai întâlnit cu el în 2011 la un meci al naționalelor și l-ai scos în oraș, în Sarajevo. Da. Cred că tu n-ai băut. Nu cred că tu ai băut, dar el, cred că el a băut totuși ceva, că el mai gustă din când în când. Da, și fiate mai are. Și eu mai mult timp acolo, când fost la Dinamo, am fost cu el. El nu este mai tine cum sunt eu, am așa e. Mai cum se spune, noi asta are mentalitatea a nostru, asta pot să spune, la Bosnia, la Serbia. Asta e. Tot timpul vorbește, face chestii, așa, și eu am făcut mai mult pe el și normal, când a ajuns aici, a fost și Zicu și el și mai mult jucători care știe, am cu el stat mai mult, prieten meu. Ai văzut după aia, nu știu dacă tu ai citit presa, mai citești presa din România, te mai uiți? Da. Ultima dată a fost la Astra, la Giurgiu. Ai fost la Astra? Tamaș, da. Nu, dar cred că n-ai văzut, nu știu dacă ai văzut imaginile când a intrat în scara blocului, când era beat și l-au...
da, am văzut și asta, asta e viața, ce să fac, fiecare greșește și eu și altul și asta e viața, da, da. Ce să fac. Tu bei alcool? Știu că musulmanii de obicei nu sunt adepții consumului de alcool, sau? Da, așa spune, nu se bine, bine, dacă e ceva, se face ceva, se bine cu prietenii cu asta, mai bei. Nu, mama, așa. La FC Argeș te-ai dus ca să aperi. Era, cred că, Penescu la echipă venise? Nu, eu ajuns, a fost atunci Sorin Cârțu, antrenor, care a fost antrenor la Pitești și el ne-a dus cu domnul Nețoi. După eu stat acolo aproape de patru luni când a venit domnul Penescu și eu la iarna a plecat la Banduri. Eu avem la iarna a plecat la vara, la Banduri pe Bujiu. Da. Deci în momentul în care a venit Penescu, tu ai plecat. Da, a apărat timp 3-4 zile. Noi care am fost jucătorii de la domnul Nețoiu. Așa se spune, eu nu am avut nicio problemă, am avut celălalt jucători. Știm că Zetița s-a dus și la asta, apara de asta, de adevărat, cum se spune la românește. După un meci cu Rapid, știm, se duce acolo să fie asta. Se spune, nu, jocat bine, nu așa, și eu spune, bine, eu jocat cu viața, cu asta, cu tot, și se duce asta, nu știu ce duce asta, aparatul de adevărat. Cum? Că ce? Că au făcut ce? Aparat de adevărat, dar se spune, nu știu acum cum se zice la românește, uitați. Dar ce, că vă critica la televizor sau ce? Că n-ați apărat bine sau ce? Asta, unii jocători nu au apărat interes echipei bine. Că ați făcut blat, adică, că ați jucat într-un meci aranjat. Ba nu jocat noi bine cu Rapidul, a pierdut 1-0, se spune asta pentru Dinița, Dinița, acum, uitați, a jucat fundaș central la mine echipa. Așa. Și se el dus acolo să face câte mai ceva și asta și ieșit bine, nu, ce problemă nu au. La Panduri te-ai dus pentru Neagoe, cred că, nu? Era Neagoe acolo? Da, eu lucrat la Craiova. Asta la ultimul sezon, la fel asta, care a fost probleme și el a fost antrenor la Craiova. De ce? Și cu el, se știe înainte și el ne cheamă să venim acolo. Atunci echipa Panduri a fost la Liga 2. Și noi nu se știe dacă joacă la primul echipă, pentru că când se așteaptă dacă Sportul Studențesc primi cu licența pentru prima divizie. Da. Și Sportul pierdut asta licență și Panduri rămas în prima divizie. Da. Și atunci dus 11-12 jucători. Dar înțeleg că cu Neagoe deci erai în relație ok, dar presa a scris că atunci când ai plecat, ai plecat pentru că nu te mai înțelegeai ok cu el. Bine, cu el și acum se reaude și vorbim tot timpul și da. o lună jumătate a vorbit la telefon și asta. Și a avut relație foarte bună și cu antrenor și cu om și asta, după un meci care a pierdut noi la 1-0, el mai mult critic dat pe mine. El a fost greșit la golul care a primit. Da. Ama dacă tu joci 70 de minute cu jucător mai mult și nu putut să marchezi, nu putut să faci da. Nimic. Da. Mai ușor să dai vina pe portar. Da. Și eu atunci cu mentalitatea mea din Bosnia, eu a spus mai multe și atunci intrat în asta relație nu foarte bună. Deci tu ai dat niște declarații acasă în presa din Bosnia, el le-a citit sau presa din România le-a preluat? Da, și la presa din România și din aici. Și lui nu i-a convenit că l-ai criticat? Nu i-a plăcut că l-ai criticat, probabil. Păi și asta și eu spus că da, apărat la Națională de Bosnia, i-a apărat foarte bine fiecare meci atunci se intră la Națională.
și el nu vor ne băga pe porta. Și e normal să dau și eu declarație din critica pentru el și poate și el nu plăcut, nu poate, sigur nu plăcut ce spus eu. Și după validare nu putut să reușește să fie cu minte și domnul Fundescu ne cheamă și spus și eu spune nu, eu o să plec și eu a plecat după un an jumate la Pandurii. Dacă ar fi să toată experiența asta ta din România, cum a fost toată? Dacă ar fi să o caracterizezi un pic. Foarte frumos, eu nu uitat niciodată perioada petrecută în România. Eu spun din Craiova, unde s-a simțit și eu și familia mea foarte bine din Dinamo, cu jucătorii care sunt foarte, foarte, foarte buni. La fel și la Argeș, și un oraș mic de Panduri, unde s-a simțit foarte bine, unde a fost și mineri de onoare. Așa, mineri de onoare, te-au făcut mineri de onoare? Da, primul jucător din Panduri, Jiu, păi jocat pentru Naționala. Ok. Și atunci, asta, și tot ce pot să spunem pentru perioada mea din viața, în drumul meu e foarte frumos. S-a simțit că ca fotbalist, ca tot, și eu, și familia mea care acolo a stat cu mine 5 ani. Și tot ce spunem e foarte frumos pentru mine. Au trecut că 13 ani de când ai plecat și totuși vorbești românește bine. Adică sunt români care nu da, le atâtea cuvinte. Citește, nu e... Am uitat ceva cuvinte și acum se vede că uitam ceva cuvinte. Am vorbit mai mult și acum cu prietenii mei acolo. Stau din și la telefon cu domnul Silvio Lung. Prietenii mei, Toni Sorica. Asta, emoții Cosmin a văzut în Turcia la pregătire și asta și... Apropo de emoții, spune-mi cum ai văzut tu ca portar ce a făcut el atunci cu Ludogoreț cu FCSB. Am văzut asta, bine, a aparat foarte bine. Și eu, și Pancu a aparat, m-am veșit așa la fel, un match asta, da. Pentru spate portarul și voții, are înălțime mai mare și asta, și stat bine pe portă. Dar a apărat penalti, adică mi se pare, wow, să aperi. Două, exact. Și meciul asta, am văzut și după și reluare și meciul și îmi plăcut ce a făcut. Vreau să te întreb, că mai avem puțin din discuție, o să te lăsăm să mergi pentru că înțeleg că ai niște treburi care nu suport amânare. Vreau să te întreb, cum ți se pare fotbalul românesc acum, în 2020? Așa, din ce ai mai citit, din ce ai mai văzut, din ce ai mai... Am văzut că acum... Pentru mine, care avem aici și meciurile direct, pot să uitam la mine la televiziune, sunt echipe, pentru mine, sunt mai slabe cum a fost înainte 15 de ani. Atunci echipe mai mult tare, mai buni jucători, pentru mine, asta da. Se spune mie. Condiții de fotbal sunt mai bune, să spunem 200 de sunt mai bune și vedem și stadioane care sunt acolo. Da. Deci condițiile sunt condiții. Mult mai bune, dar fotbalul e mai slab, ți se pare? Fotbalul mai slab, asta spunem eu. Și vedem și rezultate în Europa nu sunt așa de bune pentru echipe din România. Atunci jocați și grupele Ligii Europei, Steaua, joca Dinamo, joca. Acum e greu. Asta acum puțin CFR Clujul care face rezultate bune. Dar fotbalul din Bosnia, cum e acum față de momentul în care jucai tu? Noi început să face condiții bune și acum avem o echipă în play-off la Liga Europei care joacă în Sarajevo. Îmi pare rău când Zinski aseară a pierdut la penale la Apoel. Și noi putut să avem două echipe. A crescut, se schimba și formatul din național. Acum sunt 12 echipe, înainte a fost 16-20, acum mai
mai puține echipe, 12 echipe și calitatea a crescut imediat. Adnan, îți mulțumim mult de tot pentru prezența în emisiune în această dimineață. Îți mulțumesc mult, respectăm convenția, la fără 20 te lăsăm să mergi. Îți dorim mult succes, să promovezi niște portari care să ajungă la echipe importante. Poate o să treacă și prin România înainte să ajungă la echipele mari din Occident. Când ai alegeri? Zim când sunt alegerile pentru Consiliul Local în Sarajevo. După o lună jumate. Deci peste o lună și jumătate și candidezi din nou, ești din nou pe listă? Da, sunt nou pe listă. Să vedem ce să fie. Păi și vrei să rămâi doar consilier sau poate ajungi și primarul Sarajevo? Cum e? Nu, să rămân consilier. Nu am asta. Asta mai multe, asta, să zicem. Asta e mai bine. Cu sportul și asta poți ajuns și oamenii din sport și asta... Asta e mai bine pentru mine. Mulțumesc mult de tot, multă baftă în continuare, multă sănătate ție și familiei tale, toate cele bune. Îți mulțumim mult de tot, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit, am avut astăzi o ediție mai scurtă, GSP Live, ne revedem luni dimineață la 91 minut, nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru cele mai importante știri din sportul românesc, din sportul mondial, toate bune!